Concret, spune edilul Botoșaniului, este vorba despre un nou program de finanțare pentru monumente istorice, numit proiecte retrospective. Aproximativ 5 milioane de euro ar putea fi accesați astfel. Însă, lucrurile nu sunt atât de simple, mai spune Cătălin Flutur. Pentru a intra în program, mai întâi, municipalitatea trebuie să dea înapoi banii ce au venit de la Uniunea Europeană și s-au cheltuit la început cu teatrul. Așa că, pentru asta, municipalitatea ar putea fi nevoită să acceseze încă un credit. Este de departe soluția cea mai bună, cea mai sigură și cu cei mai mulți bani. Și se cunoaște că la Amepor, acolo, sunt oameni care sunt specialiști și au lucrat la acest program nou. Deocamdată însă, ghidul și celelalte proceduri ale programului de finanțare propus de primărie nu sunt definitivate. În 5 milioane acum ar trebui să intre și partea de consolidare, pentru că dăm 4 milioane înapoi, e acel milion de euro care însemna și consolidarea. Dar să vedem care va fi eligibilitatea, pentru că este foarte important, că și-ar fi ideal să facem consolidarea pe CNI, care însemna doar un milion și ceva de euro, da? Cât înseamnă consolidarea și restul să, pentru refacerea întregii clădiri. În legătură cu Teatrul Mihai Eminescu s-au exprimat și reprezentanții PSD, care spuneau săptămâna trecută că refacerea structurii de rezistență a teatrului urma să intre într-o listă sinteză. Va ieși ordinul cu privire la cuprinderea acestei investiții în lista de sinteză. Au fost discuții în jurul acestui subiect că nu va fi prins investiția pe lista sinteză. Au fost tot felul de motivații expuse în spațiul public și eu și colegii mei vă pot confirma că acest demers preluat de noi se va finaliza în imediata perioadă. Singurul fapt cert este că Teatrul Mihai Eminescu are nevoie urgentă de reabilitare.